Da, bună seara. Da, un meci greu, ne așteptam să fie greu, au jucători cu foarte mare calitate. Am făcut o repriză bună din punct de vedere defensiv, am închis foarte bine spațiile, mai mult reușim să și marcăm, dar imediat facem o greșeală din acel penalti, intrăm totuși la pauză cu un 1-1 și pe urmă o lovitură liberă care până la urmă strică tot, din punct de vedere, să spunem, al încrederii, pentru că asta s-a întâmplat. O luptă liberă, luăm gol, 2-1, pe început de repriza a doua. Și, pe urmă, munca lor a fost una mai ușoară, repet, având calitate, au reușit să țină de minge în multe momente, să aibă posesii și noi încercând totuși să urcăm liniile și să încercăm să revenim în joc, foarte periculoși pe contraatac. Dar, odată cu marcarea golului 3, s-a cam scris istoria acestui joc. Chiar dacă am avut și situațiile noastre, n-a vrut să intre, nici nu mai conta poate dacă era 3-2. Dar orice gol, indiferent cât mai rămâne ca și timp, ești în joc. N-a fost să fie. Multe nu sunt de spus. Am schimbat sistemul, am făcut un meci bun și etapa trecută. Acum un meci acceptabil din punct de vedere tactic, dar nu foarte ok din punct de vedere ofensiv. Și nu ne iese, ăștia suntem, da, băieții trebuie să meargă înainte, vom vedea ce se va întâmpla. Este o pauză binevenită pentru noi, în primul rând, dar multe nu sunt de spus. O nouă înfrângere, plecăm și de aici cu torba goală. Ne chinuim să luăm un punct de atâtea etape, pentru că asta este realitatea. Nimeni nu-și explică, nici noi, chiar dacă încercăm să am dat-o pe moral, că suntem pe o lipsă de încredere, odată cu primirea golurilor pe parcursul unor jocuri, da, ușor, ușor, jocul îți dădea speranțe, însă nu, sunt greșeli care se fac, suntem taxați, luăm goluri și până la urmă rezultatul nu are cum să fie altul momentul care i-a dat atât de multe goluri. Putem spune că a fost și diferență de valoare în repriza secundă prin intrarea Mitriță, mă rog, mai multor jucători cu... Da, au jucători calitate, se bat la campionat, au un lot foarte, foarte valoros. A venit un gol din nimic, este un foul, pe urmă lovitură liberă, stăm rău și de acolo, normal că având astfel de jucători, munca lor este mult mai ușoară. Dacă trecea timpul, normal că forțau, am avut și noi sau urmau să avem spații, având și jucători de viteză, poate puteam scoate mai mult. Însă, na, odată cu marcarea golului 2, parcă băieții și-au pierdut iară din repere, ca să spun așa. Cu 3-1 parcă s-au descătușat în sensul că nu mai aveau ce pierde. Am urcat liniile și am avut câteva situații și după cornere și după câteva faze construite frumos, însă nici nu vrea să intre. A intrat când nu ne așteptam, pe urmă când putea să intre pe fondul unor faze construite frumos, când nu e să fie, nu. Este foarte, foarte o perioadă cum nu mă așteptam niciodată. Vă stă urât acolo pe ultimul loc. Cum vedeți? Da, este un loc în clasament care apasă pe umerii tuturor și tot așteptam o victorie ca să ne descătușăm. A venit cum am tot gândit, orice victorie contează și a venit acea victorie în meciul de cupă. Și am mers la Rapid încrezători și jocul ne-a dat speranțe, chiar dacă rezultatul a fost negativ. Și aici am venit destul de încrezători, cu antrenându-se foarte bine, ca și noi am simțit un pic la antrenament altfel față de săptămânile precedente. Și repet ceva sus mai devreme, o repriză totuși bună, din punct de vedere tactic, defensiv, am stat bine, știm ce avem în față, marcăm primii și totuși nu reușim să luăm nici măcar un punct. Poate temeți că nu s-au luat? Nu mă tem de nimic, nu, dar într-adevăr se pot face schimbări, sunt 6 înfrângeri, e normal, este o perioadă propice unor schimbări de antrenori în momentul în care lucrurile nu merg, dar nu o să vă spun dumneavoastră în față ceva de genul ăsta, pentru că nu este normal, dar se poate întâmpla orice în aceste zile. L-ați avut în tribună și pe Daniel Niculae, vine la dumneavoastră? Oficial nu este, da, a venit să salute băieții, chiar a contat foarte mult. Asta am considerat că văzându-l lucrurile dinspre o normalitate, având un președinte, dar
zilele următoare, probabil, dacă se va regla totul, va fi anunțat oficial. Până atunci, multe detalii nu pot da. Cum vedeți partidele României? Putem să fim încrezători. Maximum avem... de puncte? Asta trebuie să ne dorim. Asta e echipa națională a României. Da, suntem bine, din toate punctele de vedere, și ca joc, și ca rezultate. Moralul este unul bun. Publicul este alături de echipă și cu atât mai mult trebuie să fim foarte convinși că putem reuși să câștigăm grupa fără probleme. Păi, dacă mai sunt întrebări, mulțumesc pentru prezență. Seara bună, la revedere!